Ciao, sunt Regina și sunt artist migrant. Și asta e chisa mea. Și eu vă invit să călătoresc cu mine ce am făcut și eu în viața asta și am ajuns la un nivel foarte interesant în artă vizuală. De obicei, eu zic că arta vine din suferința. Pictez din imaginația mea, deci eu nu folosesc, nu copiez pe nimeni. Tot ce trăiesc e pe pânză, așa pot zic. Am venit în România și am descoperit că chiar țara asta poate mă da posibilitatea mai mult decât alte unde am fost să mă arăt pe mine și mai înțelege lumea aici. Așa am ajuns în România. Îmi cer scuze, eu nu prea știu limba română și dacă fac greșeal, e ok, să fie mai autentic. Am 28 de ani și acum un an jumate m-am stabilit în România, unde lucrez ca un artist, pictor și am început și cu tatuaje. Am avut foarte mult călătorii în viața mea și bineînțeles că am fost inspirată cu tot ce am avut, ce am văzut, unde am fost și am încercat să expun emoții mele pe tablouri, pe pânză și se vadă foarte clar perioada care au durat, a fost un an de zile în care am pictat 14 tablouri și eu pot să observ că se schimbă și tehnica, și culori, și vedere. Și oameni spun că astăzi au autoportret, dar eu nu știu, nu a fost propus așa. M-am născut în oraș, foarte mic oraș, la Marea Caspică, în țara Turkmenistan. Despre Turkmenistan nu pot să zic prea mult. Am fost copil, ne-am mutat când am avut 6 ani. Tot ce eu mă gândesc, ce încă am în mintea mea, că a fost foarte cald și Marea Caspică, unde am avut și casă la mare. Eram fericit acolo. Și după aia nu mai. Rusia. Țara mare. Orașul unde am stat e mai industrial. Și nu prea ai cum să te dezvolți acolo cu artă. Și când am văzut prima iarnă ca lumea, am zis că nu să stau aici. Și am terminat și școala, deci asta țara e bună, nu pot să zic că eu nu iubesc. Rusia ca Rusia, pot să zic că o iubesc. Și mi-au dat educație bună, școala academică bună. Deci știu să desenez, am baze și chestii. Dar ca un artist care are în capul altceva și nu vreau să desenez tot timpul oameni goi, natură, sau landscape, sau natura mortă, deci nu mi-a plăcut niciodată. Și în Rusia e foarte greu să te dezvolți acolo ca artist contemporan, dacă pot să zic, ca artist mai modern, ca artist care are altă viziune artei. Acolo nu prea binevenit, pot să zic așa. Am avut 13 ani când am văzut poză de un castel în Cehia. În școală a fost undeva pe perete și am zis,
așa cu degetul, asta unde e așa frumos? Și mi-au spus profesoara, în Cehia. Mă duc acolo, am zis eu. Am avut 13 ani. Nimeni nu credea. Dar m-am reușit când am avut 21. Și mama mi-a zis, no, gata cu serviciu, am fost ospătar, nu știu ce. Că de artă nu prea poți să faci bani. Asta știe tot. Toată lumea. Și mi-a zis, unde ai vrut? Am zis, în Cehia. No, hai, du-te. În Cehia am mers cu un program pentru studenți. Un an am stat, am învățat limbă, nu prea, am mers la școală, dar am învățat foarte bine și am luat și certificatul cu cea mai mare notă, dar n-am reușit să intru la facultate pentru că arta mea din Rusia, care am adus-o, nu era binevenită acolo. Când am venit la Academie de Artă cu arta mea, în Praga, mi-au spus, și ce e asta? Asta e artă, zic eu. Au spus, noi nu avem nevoie de ce faceți voi acolo în Rusia. Noi avem nevoie de studenți și oameni care au minte mai deschisă și care lucrez mai mult cu imaginația lor decât cu ochii când eu ved natura moartă, de exemplu, un măr, o pară. Și au zis, nu. No, am simțit foarte urât, bineînțeles, că credeam că sunt ho-ho-ho, cea mai tare. Și m-am întors acasă cu coda din picioarele, sau cum să zic. Am cheltuit foarte mult bani, n-am avut bani. Familia mea nu a putut să mă ajută în Cehia și au trebuit să mai lucrez, să fac niște bănuți. Și am stat un an de zile în Rusia, am lucrat la restaurant, am făcut bani, am strâns niște bani și am apucat depresie iară, că iară vine iarna. Și am început să caut pe internet unde aș putea să merg acum, repede, înainte să vină iarna, că nu mai suport. Și am găsit un job în Egipt. Am luat bilet la avion și 7 zile am plecat. Am lucrat în Egipt, asta a fost exact perioada când n-am pictat. Am desenat pentru că jobul ăsta nu permite, nu permite. N-ai timp pentru pasiunea ta și am călătorit în Egipt, Turcia, am călătorit mult, m-am întors în Egipt, acolo cred că peste tot am fost, la Sinai, Taba, deci până granițe cu Israel am ajuns și după 2 ani de zile ar trebui să mă întorc înapoi pentru că, nu din cauza mea, dar din cauza oameni răi, că în Sharm el-Sheikh a fost teract și a explodat un avion plin de ruși care mergea înapoi acasă, în Sankt Petersburg, o tragedie mare pentru Rusia. 250 de persoane au murit, deci nici nu a zburat avion, că în munți acolo la Sinai, și a fost evacuată toată lumea din Egipt. Fiecare pas care am făcut, când mă întorceam înapoi, tot timpul lumea a încercat să-mi spune, no, hai, lasă cu călătoriei tale, lasă, liniștește-te, stai pe loc, deci tu ești fata mare, trebuie să te gândești la familie, trebuie să te gândești să te căsătorești, să ai un copil la vârsta ta. Și când am auzit asta, am zis, nu. Dacă așa vorbiți, iar plec. Și după ce m-am întors din Egipt, am stat parcă 5 luni, 6 luni maxim,
Am luat viză și am plecat la Tenerife. Eu tot timpul căutam unde e cald. Unde e cald, deci acolo mergeam. Și în Egipt și în Turcia am lucrat în turism și credeam că o să găsesc ceva la Tenerife, pe loc. Deci vin și pe loc facem treabă. Am venit la Tenerife și am înțeles că e foarte plictisitor acolo. N-ai ce să faci. E foarte bine insula asta pentru bătrâni. Dacă o să devin bătrână, când? Mă duc să mor acolo, că e fain, liniște așa. Dar pentru tineri ambițioși, că eu eram cu ambiții mari, am înțeles că n-ai ce să faci acolo. Și de atunci mi-a venit ideea în cap că trebuie să cer ajutor. Că gata cu călători, tot timpul singura, mergeam peste tot. Și am început să scriu pe toată lumea pe care o știam deja în ani de călătorii, unde am fost, că am avut deja o listă mare de oameni din Italia, Cehia, Spania, România, Franța. Și am început să scriu pe toți. Cine mă poate primite aici, primește? Și am găsit oameni aici în România. Să fiu foarte sincer, nu știam nimic de România decât că capitala e București și Vlad Țepeș. Atât. Deci când am venit aici, eu nu știam nimic despre România. Așa am ajuns aici. Acum știu de România că e țară foarte bună. Și chiar îmi place. Prima chestie. A doua, oamenii sunt buni. Și de ce? Că mentalitatea oamenilor aici e foarte de asemenea cu a noastră. Rusească. Și am zis, băi, asta e țara unde vreau să stau. Că sunt oameni ca mine, mă simt ok cu ei. Nu, că în Cehia sunt foarte mai așa, liniștiți, cu nemți nu mai înțeleg, cu arabi nu mai înțeleg, adică nu, m-am înțeles cu ei, dar nu a fost ceva, nu mă atingea acolo. Și aici m-a atins, și țara, și oameni, și cum a primit țara, am găsit și job foarte ușor aici, la început. Fără limbă. Și m-am dezvoltat. Am învățat română destul de repede, că, cum am zis și înainte, că sunt foarte ambițioasă. Și am înțeles, dacă vreau să rămân aici, fără limbă, cam greu. Și am zis, hai, facem și asta. A fost greu, nu zic că a fost ușor, plângeam ca vacă, știu, nu e limba, oh my god, ce limba e asta, dar niciodată nu să înveț limba asta, dar vreau să plec. Eram deja un pic așa să plec, că spun, nu înțeleg limba, e foarte grea. Și am început să iau și curse de limba română. Și urlam așa la profesoră, dar de ce așa, explicați-mi? Că ea predea limba din engleză, deci nu e rusă. Fua, ce greu a fost. Dar destul de repede, pot să zic că în 5 luni deja vorbeam. Poate și mai repede, nu mai știu. Am avut o expoziție în Timișoara cu tema de spirits, când am încercat să pictez pe spirite mei, așa să zic. Și asta e de fapt un punct în expoziția asta, am încheiat o perioadă în viața mea și vreau să trec la următorul proiect, care e legat de tatuaje, că
m-am hotărât să... M-am gândit cum se fac așa, dacă eu fac tatuaje, că asta e tot așa artă și dacă eu fac o artă și oamenii plec cu arta mea, poate eu nu mai văd niciodată în viața arta asta. Și tot m-am gândit cum să fac să fie, să rămână, să fac expoziție cu tatuaje, să vadă mai multă lume decât pe lângă mine. Și m-am gândit să lucrez cu piele artificială și cu piele naturală, animală. Și, de fapt, pe obiecte tatuez care pot să se expun în galerii și va fi un fel de vernisaj ca și cu tablou pe care îl cunoaștem, mai simplă artă. În România am rămas pentru că aici arta mea a fost înțeleasă. Eu pictam. Totdeauna mi-a plăcut nimfe, mitologie, chestii mai la un nivel magic. Și, de exemplu, dacă în Rusia pictam o fetiță cu urechi lungi și îmi ziceau, ce e asta? Din cartoon ceva, din desen animat. Și aici oamenii zic, băi, ce fain, e interesant ce faci tu. Și am iarna trecută, când am auzit că oamenilor le plac idei care am eu în cap, și m-am hotărât să fac o expoziție. Deci când lucrez, se fac o expoziție întreagă cu sufletul, cu spirite, cu demone, cu univers, că eu cred în univers, universul. Și a fost, arta mea a fost chiar foarte binevenită aici. Și a avut succes expoziție. Deci eu nici nu prea am așteptat. Deci am așteptat să fie ceva bun, dar am zis, bine, și dacă nu iasă, e ok. Și a ieșit foarte bine și am întâlnit cu oameni care și acum, în continuu, mă ajut să merg și mai departe cu expoziția asta și poate mergem la și nivel outside, deci și după granițe României. O idee comună pentru spirits, pentru expoziția, pentru tablouri, picture, 14. O idee comună e spiritul meu. Cam când am suferit, când am fost fericită, fiecare spiritul, pictura din seria asta, e un pic de suferința mea în anul acest care am trăit în România. E greu să vinzi arta așa, nu vine succes într-o noapte sau cum așa. Și trebuie să lucrezi pentru asta și mai mult și mai mult, dar așa suntem făcuți și eu sunt făcută că vreau și să mănânc, vreau să am niște haine, nu știu, avem nevoie de chestii mai așa, mai normale, mai simple. Și am zis, ce aș putea să fac eu ca să fac doar artă și să am și bani? Și am ales tatuaje.
de fapt am vrut și în Rusia când am fost, am vrut să devin tatuator, dar n-am reușit, nu știu de ce, nu mai știu. Și da, am zis, da, hai, atunci facem aici. Așa a devenit să fiu și tatuator. În principiu, oamenii vin, am văzut undeva pe internet și vreau. Bine. Dar sunt și oameni care vin și mă întreb, știi ce, vreau ceva, ce ai putea să propui? Și atunci eu, ca artist, am spațiu mental să creăm împreună ceva capodoperă. Un artwork, deci. Asta e chiar art atunci. Eu zic tot timpul așa, asta e pielea ta. Gândește-te foarte bine ce vrei, pentru că rămâne cu tine până la moarte. Arta, în general, nu e doar arta mea. Eu zic că trebuie să aibă libertate. Asta e, de fapt, sfârșitul artei la care trebuie să ajunge un artist, orice artist. Să avem libertate, că noi trăim în lumea când avem multe lege, multe reguli. Aici nu e voie, acolo nu te duci. Și arta e posibilitatea să spunem, fere cuvinte, liber. Da? Să spunem așa, mai liber. Nu vine nimeni și spune că nu, asta dimensiunea nu e corectă, cum a fost și la școală. De ce, de fapt, eu n-am mers la facultate după aia. Avem tot timpul rame. Nu putem ieși. Și artă, și arta mea, și orice artă, dacă ea e artă, e libertate, în primul rând. Numele meu este Regina, ce în limba română înseamnă Regina, the Queen. Și am pornit să fiu Regina tot timpul. Și acum nu prea stă, dar asta e un fel de coroană. Thank you.